Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramoreș, cu sprijinul financiar al Administrației Fondului Cultural Național, organizează în cadrul proiectului cultural Comor din Țara Codrului și această expoziție temporară. Cercetările arheologice au început în anul 1985 și au fost conduse de Georgeta Maria Iuga, muzeograf la Muzeul Județean Maramoreș. De atunci, ea fiind ajutată de copii cu vârsta între 10 și 15 ani, membri ai Cercului de Istorie al Școlii din sat, coordonat de regretatul profesor Traian Rus. Acesta a fost realizată în urma descoperirii de către o localnică a trei monede de argint pe locul numit Ograde. În prima campanie de cercetări de la Ograde au fost descoperite 191 de monede, iar în cea de-a doua campanie, desfășurată în anul 1986, au mai fost identificate încă 113 monede. După încheierea cercetărilor arheologice, în anii următori au mai fost găsite trei monede, astfel că în localitatea Oarța de Sus, pe locul numit Ograde, au fost descoperite în total 307 monede romane de argint. Se pare că cercetarea acestui loc nu este încă epuizată. După unele păreri, monedele identificate reprezentând aproximativ 70-80% din tezauri la venisajul expoziției din partea asociațiilor partenere, patru membri vor purta piese vestimentare, podoabe, accesorii specifice atât civilizației dacice cât și celei romane.